care mă leagă cumva de război, faptul că am născut pe 9 mai și de ziua mea, fiecare dată duc caroafe, corumbiei, baloane și văd o serie de veterani. Și care se cheamă Frontiere desenate în aer cu pumnul. Ceva, de ce mă privește generația noastră lașă și apolitică? Râs prostește când auzi de războaiele civile ținute în Sahara. Râs de toate regimul basket și crezi că nu te poate afecta nimic. Explodează după deal doar conductele de gaz. Acolo poate fi orice, după deal, acolo nu știi ce e eu. Acasă, orice cuvânt spus este prostia cea mai mare pe care o poți face. Strâng din urmă, mă prefac că nu mi-este frică. Verific lucrări de evaluare, scriu bareme, după care dau not. Mă prefac că nu o să mă afecteze, pentru că nu mă mai duc la șerif, nu că m-aș teme, dar e departe deja. Deci, dacă nu știți, șeriful e o rețea de supermarket din Transnistria. E o rețea mare în general, o știu de mie tot. E foarte mie tot și tot ea. Frontieră. Deja un fel de război personal. Suntem la distanță de o palmă, ce arată direcția unui vector la lecția de fizică. Ne atacăm cu mesaje scurte de după lanul de grâu din lagă. Un război în care frontierele sunt desenate în aer cu pumnul, seara când se aud broaștele în râu. E ultima etapă de conquistador, în care s-a nimerit să te atacă, să câștigi România mare, ori alt stat raportat la setările de linie. Îmi câștig infermitatea cu cea mai strălucitoare medalie, cu două stele pe una. Între noi, linia vieții e abruptă ca o hartă stelară, noduroasă ca o viță de tine. E linia ce rămâne în felia de pâine după ce o mușcăm din părți opuse. Frontiera, după care întreg vergeturile, aștept să-mi crească maserile din nou. Și o să închei.